În această după-amiază, pompierii militari din Câmpul Lung au fost solicitați să intervină pentru deblocarea unei uși de apartament din cartierul Vișoi. Apelul a venit din partea proprietarului, care a rămas pe din afară după ce încuietoarea ușii s-a blocat. S-a blocat ușa? Da. Și n-ați mai putut intra? Da. Noastră a sunat la pompieri? Da, eu. Și mai era cineva în casă? Nu. Operațiunea pompierilor nu a durat mult. Aceștia au pătruns în apartament pe una dintre ferestre și au deblocat ușa din interior. Cu toate că la fața locului a ajuns și un echipaj smurt, bătrânul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.